Cu ocazia sărbătorii de Halloween, Lidl a organizat un întreg raft plin de dulciuri și snack-uri cu tematică de Halloween. Și măști. Și șosete, dintr-un motiv sau altul. Sunt foarte drăguțe. Sunt portocalii și au pe ele niște lilieci și niște fețe de pumpkin sau ceva. Probabil o să le încalc la final de clip, dar deocamdată avem foarte multe dulciuri și snack-uri de degustat, oameni buni. Avem popcorn, avem un dovleac plin cu dulciuri, avem paste de Halloween în formă de liliac și jack-o-lantern și păiangăn și încă ceva care nu știu ce Dumnezeule mare e, dar nu o să stau să le gătesc, doar o să le desfac și o să vi le arăt, pentru că avem aici prea multe dulciuri și nu avem foarte mult timp, oameni buni. Trebuie să-mi dau masca jos. Nu uitați să apăsați like chiar în acest moment sau o să fie foarte dezamăgiți părinții voștri de voi. Și în cazul în care deja sunt, o să fie și mai dezamăgiți și nu vreți să îi dezamăgiți atât de tare. Data trecută am mâncat un tort din Minecraft cu Ganicus, foarte mișto clipul, să îl urmăriți dacă nu ați făcut-o încă. Apoi am mâncat chestii legale la ochi. Bă, am niște idei foarte geniale care nu sunt ale mele și din când în când mai întreb câte cineva să-mi dea o idee. Bun, Halloween Milk Chocolate Balls. Balls? Deci sunt biluțe de ciocolată de Halloween, oameni buni, cam așa arată ambalajul. E actually destul de drăguț, o să îl desfacem unde așa. Și aceste biluțe, din câte ați putut vedea, au un ambalaj care le transformă în ochi, de exemplu, și în altceva cu portocaliu, dar mă rog, astea cu ochi sunt foarte, foarte drăguțe. Cam așa arată de la apropiere o biluță de asta și hai să încercăm. Nu pot să cred cât de multe lucruri au adus, frate. Like, literalmente, sunt atât de multe lucruri, nici nu vreți să știți cât am plătit pentru toate astea, dar am mai cumpărat și câteva chestii de mâncare, ce e drept. Am dat 260 de lei și nu știu exact cât, cât costă toate dulciurile astea, dar probabil 180 lei de papă acolo. Deci o biluță de ciocolată. Bă, ciocolata nu era la gust. E dulce, dar nu foarte dulce. Parcă cu un pic de gust de alune, știi? Și ciocolata aia cu gust de alune. Parcă are un pic de gust de alune. Not bad, mi-a plăcut. Haideți să încercăm biscuiții ăștia. Deci par să fie niște fursecuri sau ceva. Și sunt cu bombonele de alea colorate. Ia să scoatem de aici biscuiții să vedem. Mamă, sunt mulți rău. Realistic vorbind, nu știu ce o să fac cu toate dulciurile astea după ce terminăm clipul. Unele lucruri, să știți că aș putea să le păstrez și să le dau cuiva. De exemplu, avem această vrăjitoare plină cu bombonele colorate la interior și probabil o să gustăm vreo 2-3 bombonele, dar apoi, aș putea să dau cuiva vrăjitoarea. Au un miros foarte bun, sincer. Nu știu exact de ce îmi place atât de tare. Are un pic de miros de unde, arahide sau ceva. Interesant. Bun, fursec foarte bun. Acum, mie îmi plac astea când au direct ciocolată în ele și astea au. Deci se vede că în câteva locuri chiar găsești de alea mici de ciocolată, dar ai și bomboanele colorate. Crocante, foarte bune. Astea îmi plac. O să-i gămim pe scuze, iese demonul din mine. E Halloween. Să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă voi o să faceți ceva de Halloween, oameni buni, pentru că eu nu știu ce să fac, dar seară nu a fost tocmai Halloween. Mai durează o săptămână până la Halloween, dar am fost la niște prieteni și am urmărit 3 filme de groază și poate mai facem ceva de genul când chiar vine Halloween-ul. Deci asta poate să fie o idee pentru voi dacă nu știți ce să faceți. Nu știu ce înseamnă crust piece, dar par să fie niște arahide într-o coajă de-aia aromată. Și să sperăm că... ok, da, asta sunt. Să sperăm că aroma aia după ele e decentă. Ia să vedem. E wasabi. Actually, îmi plac. Îmi plac alunele cu wasabi. Sunt arahidele clasice, învelite într-o cremă cu gust de wasabi și sunt un pic roșiatice, deci nu sunt verzi. Nu știu dacă vă pot arăta. Mă așteptam să fie mai verzi, dar nu sunt. Gustul de wasabi nu e foarte, foarte puternic și după ce mănânci 2-3 nici nu mai simți atât de tare, dar simți că e un pic picant. Bun, iar de ce mai avem aici? Ce mai avem? Băi, eu zic să încercăm popcornul ăsta, dar vă previn, oameni buni. Orice popcorn care e deja făcut și ambalat în ceva, mie mi se pare nașpa. E moale, nu mai e crocant,
nu e cald, nu e sărat. Ca, ce Dumnezeu, zici că mănânci, zici că mănânci, știi când comanzi ceva de pe net și îți vine într-o cutie plină cu niște pufuleți de plastic meniți să protejeze produsul de la interior? Exact, au gust de, mă rog, au textură, că gust nu ar trebui să știu ce gust au alea, că știi tu gen crăt dacă le mănânci. Dar cam așa arată găletușa asta, foarte drăguță, foarte interesantă. Wow. Ok, miroase a popcorn. Cam așa arată la interior. Sper să nu se ducă nimic pe jos. Și e ciudat pentru că au o mică glazură. Am gaură în palmă. Au o mică glazură lucioasă și un pic dulce. Bă, nu e exact ceva ce eu aș considera popcorn, popcorn. Pare să fie mai mult un desert, așa. Asta, sincer, sunt ok, dar nu sunt pe gustul meu. Mie îmi place popcornul atât de sărat încât să-mi tremure inima, ești nebun. Când mă uit la popcornul ăla sărat, să aibă palpitații din cauza sodiului, numai cât se uită. Haideți să desfac și aceste paste. Eu cred că a trecut un an și ceva de când am mai gătit niște paste. Și am deja mâncare acasă, așa că doar o să le desfac și o să vă arăt de la apropiere aceste paste. Dar trebuie să vă mulțumim cu atât, ok? Nu stau să gătesc pentru clipurile astea, țin nebunică și așa mă chinui de unul singur să le fac pe toate. Bă, nu știu, sunt și câteva paste care sunt negre și nu cred că e vreo diferență la gust, nu-i așa? Probabil toate au același gust și astea sunt doar colorate altfel, dar... Acum, realistic vorbind, nu știu exact ce fel de mâncare ai putea să faci cu pastele astea să arate normală. I mean, poate poți să le faci cu lapte sau ceva? Nu știu, sunt drăguțe, dar cred că ar arăta cam ciudat să mănânci, cum le zice, păienjeni cu sos păiei, probabil. Habar n-am. Haideți să încercăm așa ceva. Deci astea sunt niște marshmallows, mai mult sau mai puțin. Și nu știu exact. Eu sper să fie alea clasice albe fără gust. Văd că sunt și alte culori. Deci eu sper să nu aibă aromă, să fie doar așa dulci. Haideți să scoatem câteva. Deci avem ceva în formă de, probabil un dovleac ăsta. Iar asta de aici este în formă de fantomă, dar stați așa. Da, deci ăsta este în formă de fantomă. Și în afară de astea două forme, nu cred că mai avem nimic, nu? Sunt doar astea două. Da, doar fantome și dovleci. Ia să vedem. Dovleacul prima dată. Bă, sincer, are un gust destul de basic. Nu e fructat, nu e nimic, dar e ciudat pentru că la gură și la asta par să aibă ceva. Ia uite, am scos acum ceva. E un fel de cremă. Nu știu dacă reușiți să vedeți. Deci nu e un marshmallow simplu. La ochi și la gură au un fel de cremă. Marshmallow-urile astea. Ăsta negru, da, ok, n-are nici el un gust de fructe sau ceva. Sincer, da, sunt bune. Deci dacă n-ai mâncat niciodată marshmallows, poți să le încerci pe astea pentru că sunt la gust destul de basic. Am mai văzut de alea colorate cu roz, cu nu știu ce, nu știu, bro, eu vreau gustul ăla basic de marshmallow. Avem aici snack-uri din cartofi cu gust de ketchup. Ceea ce e un pic cam ciudat, eu personal aș prefera să aibă gust de sare. Dar încercăm. Sper să fie măcar ketchup de la care e așa aromat și nu dulce. Gustul de ketchup nu e foarte puternic. Și per total simți gust sărat în gură. Da, asta îmi place. Chiar merită. Și dacă tot am încercat acel snack din cartofi, hai să încercăm și aceste snack-uri din cartofi. Astea sunt cu aromă de brânză. Ceea ce, sincer, nu știu dacă o să-mi placă. Eu sunt cam anti-brânză. Sunt cam anti-brânză când vine vorba de orice înseamnă snack-uri, dar... Miroase destul de ciudat, ca o ciupercă sau ceva. Da, miroase a brânză, dar a ciuperci în același timp. Nu știu de ce. Da, ok, gust de brânză. Gust de praf de la de brânză, nu știu cum să vă explic. Aroma aia clasică împuțită pe care o simți în gură la orice cu brânză. Asta nu-s pe gustul meu. Posibil să fie pe gustul cuiva care chiar mănâncă în mod neironic chestii cu aromă de brânză și îi plac. Eu nu sunt persoana aia, așa că
Bă, dar s-au bătut joc aici, nu se poate așa ceva. 1,2 kg de caramele. Oh my god, selecție de bomboane gumate cu suc multifruct concentrat. 1,2 kg. Refuz să cred. O să luăm pasta mov și pe cea portocalie. Wow, mamă, miroase atât de fructat. E ciudat rău. Mă simt de parcă miros odaia de vopsea. Nu știu de ce, e foarte puternic mirosul și fructat. Asta e cu portocală, cred. Da, este o caramică cu gust de portocală. Bă, sincer, mie îmi plac caramelele. Da, nu caramicile. Caramelele. Vedeam la televizor reclame cu sugus, dacă știți, caramelele cu ceva cameleon. Ai mei nu prea îmi cumpărau că erau scumpe. Mă gândesc că roșii sunt poate cu căpșuni. Asta ar trebui să fie cu struguri, mă gândesc. De asemenea, ambalajul e foarte drăguț. Gen ăsta este un dovleac și pe cealaltă parte este o pisică neagră speriată, dar cred că e cu craci în sus. Cred că acum e ok. Ceva fructe de pădure. Nu e cu struguri, cum mi-am imaginat. Dar da. Asta sunt foarte ok. Trebuie să ții și o petrecere sau ceva și să le lași într-un bol mare, pentru că 1,2 kg de astea, 4800 de calorii. 4800 de calorii de caramele. Mamă. Haideți să încercăm acești biscuiți cu ciocolată cu lapte. Preferam să fie simpli, dar merg și cu ciocolată. Sau după caramelele dulci, da, preferam să fie sărați sau ceva, dar... Ăsta e cu un dovleac, ăsta e cu o mică fantomă. Așa, dar dacă aș putea să le și țin, se vede? Reușiți să vedeți? Sper că reușiți să vedeți. Bă, dar acum am stat să realizez că nu e cu gust de dovleac pe aici. Dovleacul e un clasic când vine vorba de Halloween. M-am gândit că poate e ceva și cu aromă de dovleac, deși eu nu mă dau un vânt după ea. Așa sunt ok-uți. Da, biscuiți crocanți, o ciocolată nu de calitate genială, dar nici foarte slabă. O, asta chiar arată interesant. Snack-uri de Halloween cu aromă de sour cream. Care, nu știu care traducerea în română e, like, da, e smântână. Sour cream-ul este smântână. Și aparent forma este foarte inedită. Par să aibă mai multe forme. Interesant. De pânză de păianjen și lilieci. Le vedeți, sunt foarte, foarte interesanți. Bun. Chiar bun, îmi plac astea. Chiar sunt ok pentru că sunt sărate. Și au aroma aia așa un pic ciudată de smântână. Nu e smântână de aia grasă și dulce. Și tu, aroma basic de smântână de pe chipsuri. O să le punem totuși deoparte. Pentru că urmează ceva mare de tot. E mare rău. O să le curtesc puțin până apară în cadru. Bun. Halloween sweet and sour. 25 de... Nu știu ce sunt alea, dar ambalate individual în această pungă gigantică pe care o să deschid. Uite așa. Și... Ok. Sunt chestii atât de diferite încât nici nu știu de unde să încep. Deci... Avem bombonelele alea care sunt ca niște mini viermi. Avem o pereche de dinți de Dracula. Avem niște saure crunchen ceva. E în like germană, habar n-am germană. Oh, what the freak? What is this? Ce Dumnezeu se întâmplă asta? Sunt singurul de genul ăla? A, nu mai e încă unul. Sunt doi ori. Wow. Deci cred că astea sunt toate. Cred că astea sunt toate posibilitățile. Ochii, alea caviermii, alea caviermii, dar cu niște zahăr pe ele sau ceva și dinții de Dracula. Bun, haideți să facem uite așa și hai să desfacem un ochi de ăsta. Deci eu cu ochii ăștia sunt foarte curios ce Dumnezeule mare se întâmplă. Ok, mamă, e lipicios. Mamă, și s-a lipit de ăsta. Deci, oameni buni, este efectiv un ochi.
Nu pot să cred așa ceva și e un pic lipicios, dar foarte moale, vedeți? Bun, prea știu exact genul să-l mănânc așa. Oh, ok, l-am mușcat de la mijloc. La interior are o cremă. De fructe de pădure sau ceva. Și e gumat. Da, nici că mănânc, nu știu exact cu ce să asemănă asta. Ca un fel de jeleu, da, e ca un fel de jeleu. Interesant. Deci cred că până acum, oricum mi-a plăcut cel mai tare, doar din cauza modului de prezentare. Bun, hai să vedem aceste jeleuri. Sunt micuțe și cred că o să vreau unul portocaliu. În formă de craniu. E foarte mititel, oameni buni, și este în formă de craniu. Are gust de portocală, dar vă vine să credeți sau nu, mai mult de coajă de portocală. Hai să încercăm un jeleu din pachetul ăsta. Au niște zahăr pe ele, sunt în două culori, iasă eu. Astea cred că sunt cele sour, sweet and sour. Ca niște jeleuri, dar acuțe. Și ia să vedem dinții de Dracula. Ăsta ce-i fâire, că sunt un fel sau ce? Da, ăsta e un jeleu, care nu mi se pare nici dulce, nici acru. Da, un gust destul de ciudat. Nu pot zic că mă dă pe spate, dar e interesant. Ochiul mai ales mi-a plăcut cel mai tare. Așa că o să le punem pe toate aici. Sincer, ar trebui să organizez o chestie pe Instagram. Și cine e din București să mă văd cumva cu el și să-i dau 1,2 kg de caramele. Bun, haideți să încercăm. Și ce? Dovleac. Sunt foarte curios ce se află în acest dovleac. Cam așa arată de la apropiere. Iar pe capac are ceva de genul ăla. Jeleuri, marshmallow-uri, niște bombonele și ceva inimioară, cică. Acum, nu prea știu genul ăsta se învârte. Că... nu se scoate, am înțeles. Interesant. Deci la interior avem niște mini marshmallow-uri. Foarte drăguțe. Astea par să fie genul ăla clasic. Albe și circulare, așa, dar... Nu sfere, nu știu cum să vă explic. Interesant. Avem o bombonică în formă de inimioară, de o culoare destul de questionable, sincer să fiu cu voi. Are o culoare interesantă și questionable. Haideți să o scoatem și sunt foarte curios să văd ce gustare. Asta e ca de-a cu Coca-Cola. Cred că de asta are și culoarea asta un pic verde așa și întunecată. Da, are gust de Coca-Cola. Ia să le încercăm. Și pe astea, de ce nu? Wow, pe final văd că am rămas cu foarte multe lucruri care necesită multe încercări. Că sunt foarte diferite. Niște jeleuri, gust interesant. Nu prea-mi place că sunt acoperite de zahărul ăla și îl simt la dinți, dar în afară de asta, ce mai avem pe aici? Sincer, cred că cam atât. Marshmallow aș mai fi curios să îl testez. Și s-a dus unul pe jos. Ia să vedem. Ăsta e de la... M-ai uscat când îl iei în mână. Primele marshmallow-uri de le-am încercat erau parcă un pic mai lipicioase. Avem această vrăjitoare, foarte periculoasă, dar avem mai multe modele. Și o să o desfacem pe aici pe jos. Și... o să încercăm. Prea multe. Nu sunt bomboane. De la colorate, partea de la exterior, care e un cam tare, dar sunt ca niște M&M-uri, fără alun la interior. Nu știu exact gen ce faci cu toate astea, le iei și le mănânci, pur și simplu. Mi se pare un concept atât de ciudat, având în vedere că eu nu cumpăr dulciuri de genul. Haideți să încercăm și așa ceva. Este Oditamai, recipientul plin de jeleuri. Foarte multe jeleuri văd. Opa! Asta e un schelet. Bro, asta e un schelet. Deci avem jeleuri schelet, avem jeleuri... nu știu ce, ăla e un gândac? O ureche? Uite un păianjen. Ăsta clar e un păianjen. Liliac! Ia stați așa. Deci avem jeleurile liliac, schelete, ureche și tot felul de alte chestii drăguțe, inedite de Halloween aici. Asta e o inimă? Oh my god, asta pare să fie o inimă, oameni buni, și e și roșie. Hai să încercăm inima, mă gândesc. Ce drăguț e liliacul ăsta cu galben. Sunt jeleuri și sunt mega multe. Și o să punem capacul înapoi la loc. Bă, per total,
pot să zic că lucrurile astea mi-au plăcut. Acum, nu știu ce să zic de cantități, dar probabil v-am zis, gândirea e că cineva cumpără 1,2 kg de caramele și le pune într-un bol la o petrecere, mă gândesc. Altfel nu prea înțeleg de ce o singură persoană s-ar duce și ar cumpăra 1,2 kg de caramele. Eu o să pun capăt acestui clip aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i lăsați un like și să înscrieți ceva în secțiunea de comentarii. Orice, puteți să mă și înjurați, vă rog, scrieți orice. Și mă duc să-mi încerc perechea de șosete. Bă, nu știu cum să vă zic, dar efectiv îmi vin la fix. Zici că au fost făcute fix pentru piciorul meu.